Dacă ai dat click pe acest video, cu siguranță te-ai săturat și tu, ca Facebook-ul, să nu-ți mai dea reach organic, da? Și probabil cauți ca și mine și ca și mulți oameni interesați să-și facă marketing online pe Facebook, cum să aibă interacțiune mai mare și mai puternică pe social media, dar în special pe platforma Facebook-ului. Despre asta discutăm în emisiunea de astăzi. Eu sunt Doru Pelivan și dacă nu ești abonat la canalul meu de YouTube, te invit să te abonezi, să apeși pe acel ring the bell și la newsletter-ul meu dacă dorești. Hai să începem să vedem cum se face interacțiune pe Facebook în vremurile noastre. Facebook-ul nu dintotdeauna a fost așa și probabil dacă ești un utilizator mai vechi care și-a făcut promovare pe Facebook, deci nu doar un utilizator care scrolluie pe Facebook, cu siguranță știi că reach-ul pe vremuri era mult mai mare și era un impact mult mai puternic în momentul în care postai orice. Dar datorită faptului că au apărut foarte multe pagini care își doresc să se promoveze pe Facebook, Facebook-ul nu mai permite să ai acel reach mare. Ar fi și ciudat, gândește că mulți dintre noi avem date mai multe like-uri către pagini, către alte pagini de business decât prieteni avem pe Facebook. Cum ar fi să ne apară toate postările de la toate brandurile? Ar fi nebunie și cu siguranță lumea nu ar mai sta deloc pe această platformă, iar până la urmă noi, cei care ne promovăm prin platforma asta, am avea de suferit că oamenii n-ar mai sta pe Facebook. Astfel încât Facebook caută tot felul de algoritmi prin care să taie postările care nu sunt de interes pentru tine și să-ți arate doar postările care sunt de mare interes. Și desigur face treaba aceasta în avans, adică el deja știe cam ce urmărești tu și îți scoate postările pe care nu vrei să le urmărești. Bun. Și hai să revenim. Cum ne facem interacțiune la ora actuală pe Facebook? În video de astăzi vorbim despre 10 tactici mari și late care să te ajute pe tine să faci asta. Și prima tactică este mega, mega simplă și cumva a fost mind blow când am făcut prima oară de ea. N-am crezut că poate să fie atât de simplu, dar când am pus-o în acțiune, am văzut că cu adevărat ea chiar funcționează. Și ce conține prima tactică? Păi hai să ne gândim. Facebook-ul simulează viața reală, da? Ce fac oamenii în viața reală? Vorbesc foarte mult. Asta îi place la Facebook. Oamenii în viața reală nu recomandă atât de mult. Adică nu dau atât de multe share-uri cum e pe Facebook, dar discută. Și atunci ce îi place la Facebook? La Facebook îi plac foarte mult comentariile. Practic, tu când pui o postare, cea mai mare greutate în algoritmul lui ca să te arunce cu postarea sus de tot nu este câte like-uri ai, nu este câte share-uri ai, ci este câte comentarii ai la postarea respectivă. Bun. Și care e tactica pe care ți-o propun? Pe lângă faptul să ceri comentarii aproape la fiecare postare pe care tu o postezi, adică deseori să ai acel call to action în care îl rogi pe om să-ți lase un comentariu, ce te-aș invita să faci, ce am observat că cel puțin la noi funcționează foarte bine și la multe pagini pe toate domeniile cu siguranță merge asta, este să condiționezi un lucru pe care tu l-ai de dat în funcție de un comentariu. Ca să dau un exemplu. Salutare, am scris un articol despre. Dorești să primești articolul? Lasă-mi un comentariu și ți-l trimit. Și practic, doar celor care lasă comentarii, tu le trimiți link-ul cu articolul tău sau cu materialul pe care tu l-ai de dat. Deci mai o reducere. Doar cei care îți scriu un comentariu primesc reducerea. Poți să legi toată chestiunea asta chiar și de manager, se întâmplă totul automatizat de o platformă de boți pe Facebook, dar asta e o altă chestiune un pic mai avansată. Ideea cu care vreau să rămâi din prima tactică este să-ți lase omul comentarii, dar condiționează-i materiale, adică dă-i un motiv real ca el să-ți lase un comentariu. Ce se va întâmpla? În ochii Facebook-ului, în ochii algoritmului după care el funcționează, tu vei crește foarte tare ca interacțiune. Și ceva zice, mamă, oamenii sunt foarte interesați de această pagină, hai să o punem sus. De fiecare dată când cineva lasă la tine comentariu pe postarea respectivă, la unii, în newsfeed, li se duce bumerang postarea din nou sus. E o armă extraordinar de puternică, o să vezi că dacă te pui și o aplici, o să vezi că postările care au de la 10 comentarii în sus sunt mult mai vizualizate decât restul postărilor. Bun, și a doua tactică. Când ai de prezentat ceva nou, când vrei să faci o promoție, când ai ceva de valoare de dat, fă un live pe Facebook și în acel live cere oamenilor să-ți lase comentarii, fă interacțiune cu ei, fă-l într-un stil ca și un webinar, iar ulterior tu rămâi cu o postare cu foarte multe comentarii. Nu știu dacă ai observat, dar în general în live-uri oamenii sunt mult mai tentați să lase comenturi. Pur și simplu așa funcționează, așa suntem noi tentați să o facem. Apropo, când faci live-ul, anunță-l de dinainte că urmează să fie live, astfel încât să ai câțiva oameni în momentul respectiv. Dar tu de ce faci live-ul? Nu doar pentru cei care sunt prezenți la live, tu ulterior vei lua postarea respectivă, o vei boostui, practic vei face un ad pe ea
Și în momentul respectiv tu vei avea o postare cu foarte mult social proof, adică cu foarte multă dovadă socială, cu oameni care ți-au lăsat comentarii. În general la live-uri vin oameni care chiar sunt foarte interesați de ceea ce ai tu de spus. Și când o vei transforma într-o reclamă, ghiși ce, oamenii care nu te cunosc vor vedea acele comentarii și va fi acea dovadă socială. Un alt lucru important, știi că în momentul în care pui o postare, oamenii în newsfeed văd o bucățică din ea, după care dacă vor să citească continuarea, trebuie să apese pe see more. Aia înseamnă că dacă tu creezi o postare extraordinar de bună, dar ea este bună de după 20% încolo, să zic așa, oamenii nu mai ajung să o citească. Și ce îți recomand să faci? După ce îți faci conținutul și ceea ce vrei să postezi, alocă mai mult timp către acele 3-4 rânduri care apar prima oară. Dacă acele 3 rânduri nu catch-uie omul, cu siguranță el nu se va uita mai departe. Bun, o altă tactică. Deschide un grup de Facebook în jurul căruia să faci o comunitate pe subiectul tău. La ora actuală, grupurile pe Facebook sunt mega populare și există foarte multe interacțiune pe ele. Îți este foarte ușor să deschizi un grup de Facebook, să postezi pe pagina de like-uri că l-ai deschis și o să vezi ce interes vei genera, cum că ai creat o comunitate pe subiectul ăla. Apropo, în școala de marketing Kiwi Pro găsești un curs ținut de mine care se numește Cum să construiești o comunitate online, în care discut doar despre asta. O altă tactică care îmi place foarte mult și e mega simplă, de-a lungul timpului am făcut foarte multe AB testuri și nu știu dacă știi, dar până la ora actuală prin Kiwi Agency am investit peste 2 milioane de dolari doar în Facebook Ads. Gândește că am foarte multe teste și am aflat foarte multe lucruri. Ce am observat la ora actuală este că merge foarte bine cu videouri, dar cu ce videouri? Cu video thumbnail-uri, adică tu vrei să iei omul și să-l trimiți de pe Facebook pe magazinul tău online, pe o pagină de abonare, pe un landing page sau undeva. Ce funcționează foarte bine este ca în loc să pui o poză simplă, știi că dacă pui cu poză thumbnail, practic oriunde dai click pe zona aia te trimite către articol. Dar ce merge și mai bine este să ai video. Deci că dacă ai dat click pe video, pe telefon ți se deschide video sus, iar jos pagina. Astfel generezi foarte multe click-uri către site-ul tău. Bun, o altă tehnică iară super tare este să intri pe grupurile altor oameni unde există deja comunități create pe subiecte conexe sau chiar pe subiectul tău de interes și să fii un membru foarte activ în comunitatea respectivă, să lași comentarii, să ajuți alți membri, să-i contactezi în privat și să le spui că ai diverse tool-uri, oferte, softuri, produse. O să vezi că e mind-blowing. De ce? Pentru că e foarte posibil să găsești mulți clienți instantaneu așa. Cunosc pe cineva care a generat un business de peste 10 milioane de euro anual, vinde jante auto doar prin faptul că a fost foarte popular pe un forum. Ce-mi place iară foarte des și deseori mă văd pe mine participând la postări de genul ăsta este în momentul în care sunt întrebat ce-mi place, varianta A sau varianta B, sau să aleg între, să particip la poluri în care practic mi se cere votul meu, părerea mea. Și am observat că foarte multe interacțiuni poți să generezi prin comentarii așa. Pui, de exemplu, două mașini și spui, care mașină vă place? Cea de culoare roșie sau cea de culoare neagră? Și o să vezi ce bul de comentarii se generează la postarea respectivă. Deseori pățești să rămâi fără idei în momentul în care postezi, da? Cu siguranță ai pățit treaba asta și dacă faci un pic de social media, deseori te-ai întrebat, bă, dar ce să mai postez, ce să mai pun? Și ba mai mult, nu doar că ce să mai postez, dar să postez ceva ce să fie și de mega interes pentru cei care mă urmăresc. Și există un site care se numește BuzzSumo. www.bazsumo.com. O să-ți las link în descriere. Ce găsești pe acest site este că dacă tu scrii, de exemplu, un anumit subiect, acest BuzzSumo îți va arăta cele mai populare articole care au fost pe social media pe subiectul respectiv, plus alte articole populare. Astfel tu vei vedea tot felul de idei pe care alții le-au avut și au devenit populare. Cu siguranță dacă începi să vorbești tu despre subiectele alea, ce crezi? Au șanse foarte mari să fie populare și pentru tine și, evident, aici în România. Bun, altceva ce am observat că merge foarte bine sunt subiectele mega hot. Adică în societate, în politică, în lumea reală, se întâmplă foarte multe subiecte care la ora actuală sunt mega populare. Se cheamă pop culture treaba asta. Când e Valentine's Day se întâmplă ceva, când e Crăciunul se întâmplă altceva, când începe școala, când e 1 decembrie și tot felul de alte motive, când e ales un viitor președinte, când mereu apare un subiect viral. Tu ca și brand, dacă începi să discuți despre subiectul respectiv, vei avea parte de foarte mult interes din partea oamenilor. De ce? Pentru că deja subiectul este de interes. Iar apropo, o tactică foarte puternică de personal branding este exact asta, să-ți dai cu părerea pe un anumit subiect. Iar dacă tu faci asta, fie din numele tău, fie din numele brandului, o să vezi că vei genera foarte mulți oameni care rezonează cu părerea ta. Bun, și 10, asta e una dintre
preferatele mele și de-aia am lăsat-o la final, pentru că este așa un pic, un mic, 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 mic hack de Facebook. Și anume, când ai o postare care are engagement mare, să spunem, poate ai avut un citat care a prins foarte bine, poate ai avut o poză care a prins foarte bine, sau pur și simplu ai o postare care are multe like-uri. Dacă tu dai click pe acele like-uri din, și ești pe pagină, pe pagina la care ești admin, poți să dai invite la acele persoane să-ți dea like la pagină. În momentul respectiv, persoanele respective vor primi o notificare cum că sunt invitate să dea like la pagina aia. Și îți dai seama ce personală chestia, că primești notificare și foarte mulți dau like care sunt interesați. Dar, ca să ducem lucrurile și mai departe, ce poți să faci? O postare care vezi că a prins multe interacțiune ca și număr de like-uri, tu îi dai un promote, o faci să prindă și mai multe, iar apoi dai mai multe invite-uri. Și ca să ducem la lucrurile la următorul nivel, să fie totul și mai automatizat, apasă pe link-ul din descriere, link-ul te va duce pe Messenger-ul meu, iar eu acolo îți voi răspunde cu un tool care face treaba asta automat. Adică nu vă mai trebuie să dai manual invite, 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 tool-ul ăsta face automat, dă invite la toată lumea. Pe lângă asta, evident, o să-ți fac trimitere și către Buzz Sumo. Apasă link, caută link-ul din descriere și aș fi curios de ceva acum. Ce alt hack? Ce altă tactică de genul celor 10 pe care ți le-am spus acum în acest video cunoști să meargă la ora actuală pe Facebook? Lasă-mi un comentariu mai jos și hai să adunăm cât mai multe. Numele meu este Doru Perivan și am urmărit Marketing Ideas. Nu uitați să te abonezi la www.kivimarketer.com/comunitate, să vin comunitatea noastră, să te abonezi la newsletterul meu. Pe data viitoare, ceau, ceau!